România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Azi discutăm despre certificatele verzi, cele care în mare măsură duc la vaccinare, să nu ne ascundem. Este printre ultimele arme pe care guvernul le are la îndemână ca să oprească evoluția bolii. Tot mai multe localități din țară trec de cifra de 3 la 1000 de infectări. Numărul cazurilor este mai mare ca în perioada similară a anului trecut, iar valul 4 se anunță de dimensiuni majore, așa cum se prevedea din vară. Secțiile ATI sunt aproape pline, iar campania de vaccinare, o tot spunem, a fost un eșec. Ajungem astfel la o soluție pe care multe țări o aplică de ceva vreme, dar pe care sau de care România s-a ferit, sau dacă vreți o va aplica după ureche, cum numai noi știm. Căci, v-am spus de atâtea ori, politicienii din România nu vor, domnule, să ia măsuri nepopulare. Mă refer la aceste certificate verzi, adică la accesul în locuri publice, nu în toate, ci în cele anume numite, desemnate, doar cu certificat de vaccinare, cu test sau dovadă că ai trecut prin boală. România a refuzat să aplice măsura câtă vreme rata de îmbolnăvire era mică, ca să împiedice să crească infectările și să stimuleze vaccinarea. O aplică când deja se ajunge la 3 la 1000, iar de acolo lucrurile sunt greu de stăpânit. Pentru că există riscul ca sistemul sanitar să se prăbușească, guvernul trimite în Parlament și o lege care spune că certificatele verzi vor fi obligatorii pentru mai multe profesii. În primul rând este vorba de medici. Ministrul interimar al Sănătății, Cechia Atila, spune că măsura e binevenită pentru siguranța pacienților, adică te duci la spital fără frica că ai putea să iei sau să dai boala. Țineți minte când vorbeam acum un an și jumătate de posibilitatea acestei măsuri, părea ceva distanțat, utopic și, mă rog, spuneam că e de folos ca să te întorci la traiul dinainte. Ei, uite că am ajuns fix acolo, dar cu întârziere și cu găuri în sistemul de apărare, căci asta s-a schimbat. Vaccinarea nu este o soluție infailibilă, după cum vedeți. Ea îți dă libertate și o speranță mai mare de viață. Criticii acestor certificate spun, pe drept, că acestea conduc la o discriminare care nu este necesară. Asta pentru că și persoanele vaccinate pot dobândi și transmite boala. Este adevărat, sunt protejate și fac mult mai puține forme grave, dar în privința răspândirii, lucrurile ar sta cam la fel, sau cel puțin, nu știm. Și atunci, la ce bun, se întreabă foarte mulți cetățeni, de ce metoda aceasta? Așadar, puține instrumente la dispoziție, care nu sunt printre cele mai puternice, dar și controversă. Ce faci atunci ca nație? Unde-ți găsești echilibrul? Ce pierderi accepți și ce obligații îți impui? Despre asta vorbim astăzi la România în direct. 0372069599. Îl repet și pentru cei care vor să ni se alăture întâia dată. 0372069599. Vă întreb așa, credeți că certificatele verzi sunt o măsură eficientă? Sunteți de acord sau împotrivă cu folosirea lor pe scară largă? Și ce metode mai au la dispoziție autoritățile ca să împiedice valul de îmbolnăviri ce ne stă în față? 0372069599. Nu uitați că emisiunea asta e și pe Facebook. Eu mă mai uit acolo din când în când, mai văd câte un mesaj și dacă e argumentat, îl și dau la radio. Discuția noastră începe cu Alin. Salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin, mă bucur să ne reauzim. Te ascult. În primul rând, sunt vaccinat. E foarte ok, mă simt mult mai sigur oriunde aș merge. Nu neg faptul că n-aș putea transmite mai departe. Mi s-a tot explicat și multă lume asta nu înțelege. Că cei cu vaccinul făcut fac, dacă au chinionul să mai facă, dar fac o formă ușoară, poate chiar foarte ușoară, sau poate chiar nici nu o simt, dar transmis mai departe. Totuși, vaccinarea, părerea mea, ar fi o soluție mult mai bună pentru a scăpa de nenorocirea asta.
În privința certificatelor... Așa, simt un dar. Hai că ai început. În privința certificatelor, ce să zic, cum cei nevaccinați urlă de atâtea luni că li se încalcă drepturile și eu, vaccinat, pot să mă răscol, ca să zic așa, că mi se încalcă drepturile. Eu am... Adică, ce drept ți se încalcă? Da, am... cum să spun... m-am vaccinat, por mască, păstrez distanțare, deci am respectat și respect în continuare toate regulile. Okay. Prin răscularea asta nevaccinaților, că li se încalcă drepturile și eu simt că mi se încalcă dreptul din cauza lor să nu pot eu să umblu. Da, am un certificat, ok, sunt liber să circul, problema certificatului că nu sunt nominale, adică în sensul că nu le verifică nimeni, da, pe bază unei identitate. O să faci e falți. O problemă care, dar se va ajunge și acolo, doar că noi tot timpul România suntem cu câțiva pași în urma. Hai să spunem pe șleau. Asta e cea mai mică problemă și asta este raportarea noastră la lege. Și astăzi poți să furi, poți să minți, poți să faci lucruri rele, dar alegi de unul singur să nu le faci pentru că vei avea dosar penal sau îi respecti pe ceilalți. Când ai luat un certificat în fals, urmează și un dosar penal dacă te prinde, că asta e. E aia, dacă te prinde, că la noi nu se prea prinde. Dom'le, nu știu. Cam tot timpul este o portiță, știi? Este și sunt portițe tot timpul de scăpare. Deci, ca să înțeleg, tu ești pentru această măsură fără doar și poate. Da, da. O să mă duc liniștit la un restaurant, la o nuntă, la un botez, la un film, la un teatru, care vor mai fi deschise, la un meci pe un stadion și stau liniștit. Da. Acum, da, ideea e în felul următor. Noi tot avem expresia asta și bine, nu numai noi, cam în toată lumea. Fiecare face cum crede. Am văzut declarația ministrului sănătății în privința persoanelor care lucrează, angajaților din sănătate. Dacă ei nu sunt conștienți că lucrează într-un mediu în care se transmite, nu numai COVID-ul, se transmit atâtea boli prin spitale, prin clinici, prin inclusiv cele private. Atunci omul de rând, cum să mai ai de încredere și cum poți să-l mai convingi? Nu politic, la noi politica e zero. Nu mă poate prin exprimare, prin legile care le dau. Politicienii nu prea au ce să facă, de fapt n-au făcut mai nimic. Dar ca medic, ca și asistent, ca și cadru medical, dacă tu nu poți convinge persoanele simple sau, cum să spun eu, nu-ți poți convinge angajații tăi din sistem că asta e bine și e cel mai bine momentan, s-a dovedit științific pe plan mondial că vaccinarea e cea mai sigură printre împotriva acestei boli. Atunci omul simplu, cum să mai creadă ce zice... Foarte bună observația ta. De fapt, noi ce trăim astăzi, și îți mulțumesc tare mult, este o criză de încredere. De fapt, despre asta e problema. Pentru că oamenii care nu se vaccinează nu au încredere în ce le spun autoritățile statale. Teodor, salutare, ești la România în direct. De acord sau împotrivă? Absolut de acord și eu cred că ar trebui băgată prin lege chestia asta și nu numai pentru COVID, dar dacă mă lași un pic să-ți explic, să înțelegeți cu cine stați de vorbă, basically, că sunt doar un nume. Deci am în jur de 40 de ani, stau în București sau, mă rog, în periurban, am un copil de aproape 2 ani, soția mea este însărcinată cu al doilea copil. Eu sunt vaccinat, soția este vaccinată, amândoi cu ambele doze de Pfizer, amândoi ne vom programa la a treia doză de Pfizer și mi-aș dori să ne putem vaccina și copilul de care are până în 2 ani, dar nu există nicio posibilitate nicăieri în Europa, pentru că sunt ferm convins că îl va proteja de nenorocitul ăsta de virus. Și da, sunt de acord să fie obligatorie vaccinarea prin lege cu certificat verde, iar cei care nu doresc așa ceva, pur și simplu să stea în casă, să nu mai aibă acces nicăieri. Avem oameni, prieteni care nu se pot vaccina din motive medicale și la fiecare vizită e o ruletă rusească. Ascultă-mă. Fiecare din casă e o ruletă rusească. Ascultă-mă o secundă. Este știrea momentului acum la Europa FM. Sunt astăzi 11.049 de cazuri noi de infectări,
cel mai mare număr de cazuri de la debutul pandemiei, îl repet... Da, e normal și o să crească. Cătălin, astea sunt cazurile care sunt constatate din teste. În realitate, de când a început COVID-ul până acum, toți care au făcut cercetări au constatat cazurile raportate oficial, de fapt sunt dublate în spate. Da, în mod clar. Mulți nu raportează, mulți nu stau acasă, sigur că da. Stai o secundă să dau toate cifrele. Astăzi, 1912 cazuri în București, 208 decese la nivel național și 1267 de pacienți la terapie intensivă. 11.049 de cazuri noi. Te rog, Teodor. Da, o să-și vadă chelovisul cu ochii. Chelul de la paraziții, care... Da, cel care spunea chestia cu buldozerele. Că o să creadă în existența bolii? În prostia lui a emis așa ceva. În prostia lui a emis așa ceva. Da, mă rog. În fine, știi că credințele sunt libere. Credințele sunt... Credință aici. Da, credință când crezi în chestii imaginare. Aici e o chestie științifică, Cătălin. Cu credințele pot fi dezbătute, dar... Teodor. Știința unui tratament nu poate. Ieri dimineață, la deșteptarea, colegul meu Victor Marin a realizat un reportaj care pleacă de la un studiu realizat de revista Nature. Și zice așa revista Nature, da? În privința vaccinaților, aceștia fac forme ușoare, dar e dovedit că și cei vaccinați pot lua COVID. Da, păi vreau să vă povestesc experiența mea, că aici vreau să ajung. Și poate infecta și alte persoane. Da, deci, da, sunt ferm convins. Și atunci? Noi am mai trecut pe lângă COVID de două ori după ce ne-am vaccinat. Am făcut COVID în decembrie 2020 și ne-am vaccinat în februarie 2021 și eu și soția. Amândoi avem boli autoimune, deci am fost în februarie în primul val de vaccinare. Suntem înscriși în registru, da? Uh-huh. Și după ce m-am vaccinat eu cu Pfizer, am avut niște frisoane ca efecte secundare, da? Zilele trecute, după ce m-am întâlnit cu niște prieteni, am avut exact aceleași frisoane. Uh-huh. E clar că cu aceeași intensitate, am trecut prin aceeași chestie. Și am mai discutat în grupul nostru de prieteni și cu alții. Și alții care s-au întâlnit cu oameni infectați. Și acum, întrebarea cheie este, dacă tot iei boala și faci forme ușoare, de ce să ai drepturi în plus față de ceilalți? Păi pentru că fac forme ușoare și nu ocup un spat la ATI, de exemplu. Poate patul ăla la ATI poate să fie ocupat de un copil care are peritonită. Da? Copilul ăla o să moară că n-are un pat la ATI, pentru că îl ocup eu, că sunt dat liber și n-am vrut să mă vaccinez anticovid cu vaccin gratis. Sper că... Mi se pare corect ce spui tu, argumentul tău. Și atunci de ce n-ar trebui să protejăm? Eu te întreb și te pun la încercare, pentru că asta e dezbaterea națională și oamenii trebuie să înțeleagă. Nu există dezbatere, Cătălin, și nu e o chestie de credință, e o chestie de pură prostie. Credința, crede în niște autorități, n-are nicio legătură. Autoritățile nu poți să le crezi. Dar se schimbă că tu crezi în niște politicieni. Nu cred. Știința rămâne aceeași. Eu nu cred că e vorba de prostie. Uite, ia al doilea episod din discuția pe care o port în fiecare duminică cu Paul Olteanu la Mind Architect la Europa FM și vei vedea acolo că percepția noastră asupra realității este complet diferită asupra celorlalți fapte obiective și ține de cine mediul... Cine spunea, Cătălin, we must accept the reality to which we are presented. Nu știu. E un jurnalist care spune chestia asta. Care a spus chestia asta. Da, dar o acceptăm, dar o interpretăm în milioane de sensuri diferite. Asta eu nu cred în prostie. Când ai o piatră în față galbenă, nu ai cum să interpretezi altfel. Da. Vaccinul salvează vieți, a salvat oameni, științific vorbind. Cu excepția faptului când piatra aia galbenă s-ar putea să-ți fi făcut un rău înainte. Habar n-am. Nu știu ce-i mintea oamenilor. Totul face un rău înainte, Cătălin. Nu există nimic 100% perfect. Că vaccinul face 0,1% rău sau 0,01%, dacă face mult mai puțin decât boala în sine, I'll take it. Mulțumesc tare mult, Teodor. Te ascult, Teodor, mulțumesc tare mult. Te-am pus la încercare. Asta e menirea mea de multe ori aici, să vă pun la încercare și aștept și pe ceilalți care au credințe diferite. Hai să vedem Marius ce spune. Despre certificate verzi vorbim astăzi. Servus. Despre certificatul verde. Împotrivă, fără doar ce poate, motivele au fost expuse de tine anterior, foarte clare. Bună observația cu o criză de încredere, dar eu cred că mai avem și o altfel de criză.
o criză să-i spunem a sistemului sanitar sau a infrastructurii, dacă vrei. 1200 de cazuri la ATI, da? Să termin cu certificatul verde, că sunt la volan și sunt atent și în... Te rog eu să conduci. Există, trag pe dreapta acum, există vreo țară care a folosit certificatul verde și a evitat valul 4? Da, Danemarca. În acest moment, Danemarca, până când... ceva la sută vaccinare, în fine, și în Norvegia, se pare. Chiar 80. Și Norvegia, care astăzi de dimineață a anunțat că pentru ei COVID nu mai e decât o boală, în fine, o gripă ușoară. Dar pe lângă o criză de încredere, cred că mai avem și o criză a sistemului sanitar în genere, și nu numai la noi. Pentru 1000 și ceva de cazuri într-o țară la ATI, și ne văităm, mie mi se pare un lucru grav. Doamne ferește de un cutremur sau mai știu de ce, unde să spunem ar fi 3 sau 4 mii de victime. Ce facem cu ei? Sigur, un cutremur lovește o dată, adică e o nenorocire care se întâmplă într-o zi și îi reparăm urmările vreme de 2-3 săptămâni, o lună și așa mai departe. Nenorocirea asta ține deja de mult prea multă vreme. Asta e problema. Ține de 2 ani, probabil că va mai ține. Nu cred că certificatul verde va rezolva problema prin motivele expuse de antevorbitori. Se va găsi o metodă să... o cole sau pur și simplu nu va funcționa. Ai văzut ce spune Teodor? Uite, ar fi trebuit să vă pun față în față. Teodor zice așa: eu vreau certificat verde ca să nu ajungă multă lume la ATI, să rămână un pat liber pentru un copil care, Doamne ferește, are nevoie. Și atunci îmi dai dreptate că infrastructura medicală este insuficientă, da, sigur, și nu este pregătită pentru o criză. Poate peste ceva vreme va apărea o altă problemă, tot medicală. Gândește-te de la câte locuri la ATI am plecat. Dă-mi o soluție. Dacă nu ești de acord cu asta, dă-mi o soluție, Marius. Soluție la certificatul verde? Nu, la rezolvarea problemei. La rezolvarea problemei, că atât poate pune statul acum pe masă. Adică niște perfect vaccinuri și niște interdicții, drepturi suplimentare. Bun. Se discută acum și am auzit că sindicatele sunt foarte supărate pe chestiunea obligativității vaccinării în anumite profesii. Nu înțeleg de ce, pentru că așa cum a spus corect și înțeleg că e științific dovedit, și o persoană vaccinată transmite mai departe virusul, el face o formă mai ușoară, dar poate transmite. De ce nu găsim o formulă în care această testare să fie gratuită sau la un preț decent? Pentru că dacă ar avea un preț decent, nu 50 de euro sau 10 sau mai știu, un preț decent. Nu știu de ce statul român, nu știu de ce statul român nu face asta. Am văzut în Austria testări gratuite. Da, bun, Teodor a spus un lucru care e corect și l-am întâlnit și eu ca și tine probabil la alți prieteni. Într-un anumit context, fiind vaccinat, a avut acele simptome. Da? Oare pentru tine, vaccinat și un om, în opinia sa, corect, nu ar fi mai sigur dacă ar avea posibilitatea să se testeze gratuit sau la un preț decent? Soluția, din punctul meu de vedere, este testarea în masă. La un preț decent. Eu personal aș prefera varianta. Am să-ți dau răspunsul pe care l-a dat aseară la Europa FM Valeriu Gheorghiță, fix la întrebarea asta. El spune așa: testele te ajută să vezi care e situația, să te coordonezi, dar nu te păzesc. Adică... dar eu aleg să nu mă păzesc. Nu vreau să fac prozelitism aici. Okay. Că nu e cazul. Nu vreau să-mi... dar, interesant, atenție, eu aleg să nu mă păzesc în modul în care domnul Gheorghiță o dorește. Poate eu am altă opinie. Dar doresc să las sigur pe vecinul meu, pe prietenul meu, pe Teodor sau pe oricine altcineva. Că nu sunt în pericol pentru el. Până la urmă, libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea lui și viceversa. Dar nu mă poți obliga să fac un lucru pe care domnul Gheorghiță, cu tot respectul, dar nu cred că e persoana potrivită să conducă campania de vaccinare. O mare parte din vină are și el. Este incoerent în multe. Dacă urmărești toate discursurile pe care le-ai avut de-a lungul timp, este incoerent. Nu știu dacă e incoerent. Hai să spunem,
Da, eu nu cred că domnul Gheorghiță are o atât de mare problemă cu ceea ce ar decide sau ar spune pentru el, dar cred că are o altă problemă. Ca orice specialist în sănătate care a lucrat și lucrează cu guvernul României, va constata că soluțiile medicale expuse de ei primesc sau nu aprobare și sunt nuanțate sau aplicate mai bine sau mai prost de politicieni. Adică știm că ăsta a fost mecanismul și la Nelu Tătaru și la Vlad Vaiculescu și la Valeriu Gheorghiță și la Raed Arafat. Ei vin cu lucruri pe care le pun pe masa premierului și altor oameni și aceia decid. Iar politicienii decid cum decid. Fără doar și poate. Bun, noi putem acum pușca pe toți, pe politicieni sau mai știu, pe specialiști. Dar trebuie să existe un echilibru. Pentru că, nu știu, în august 34, parcă a venit la putere un mare lider al secolului trecut, care a distrus o Europa. Mai avem puțin până facem 100 de ani. Și dacă nu învățăm nimic din nebunia asta și radicalizăm discursul și nu încercăm să găsim un echilibru, nu înțeleg de ce nu există posibilitate, repet, uite, mai încerc o soluție, să ne testăm gratuit sau la un preț decent. Asta și mai întreb iarăși un lucru, de ce spun că domnul Gheorghiță este incoerent. Luni de zile ne-au spus că cei mai mulți sunt asimptomatici și trebuie să ne ferim de ei, să ne izolăm în casă, corect? Corect aici? Dacă am reținut bine. Da. De unde știe domnul Gheorghiță că eu n-am făcut boala de 3 ori până acum? Dacă nu-mi dă posibilitatea să mă testez eventual înainte să mă vaccinez sau, nu știu, la o anumită perioadă de timp, la un preț decent. Pentru că de fiecare dată când am intrat în contact de 5 ori s-a întâmplat până acum confirmat, m-am dus și mi-am făcut un test să văd, am pățit ceva, am avut oarecare simptome, dar oricum nu cele descrise. Mulțumesc mult, Marius. Mulțumesc mult, a fost foarte interesantă discuția cu tine și asta trebuie să facem, schimb de argumente și de păreri în încercarea de a trece împreună peste această problemă. Acum, hai să ne spunem lucrurile astea, cu toții avem de suferit. Nici mie nu mi-e mai bine decât vă este vouă. Și afacerile noastre suferă. Toți avem de suferit în această chestiune. Adrian, salutare, ești la România în direct. Te salut, Cătălin. Da, aș pleca de la întrebarea ta, aș comenta și la antevorbitorul meu. Sunt de acord cu certificatul verde. Am fost ieri la o ședință cu părinții, la liceu. Un singur copil, adică al meu, era vaccinat din 27. Eu, în momentul ăsta, testez posibilitatea sau analizez posibilitatea de a vedea dacă am dreptul ca, virgulă, copilul meu să nu meargă la ora unui profesor care e nevaccinat. Eu nu vreau să se apropie de copilul meu un profesor nevaccinat. Păi da, dar scuză-mă, ai 26 de copii care nu-s vaccinați. Cred că profesorul ăla e cel mai mic pericol. Adică... Deci, apropo de certificatul verde și apropo de faptul că vedem în țările la care tindem să ajungem, la, ca și care vrem să fim, reacții de masă, meeting-uri, proteste, la noi totul este varză. Noi nu vrem să ne vaccinăm, guvernul nu ne impune nimic. Suntem, am o listă, suntem la 27% vaccinare, suntem sub Croația, suntem sub Italia, suntem sub multe țări stăm la care tindem prost să fim. Da. Bun, adică aici... Noi vrem să fim ca ei, dar nu suntem ca ei prin acțiune. Ce facem? De ce, ce ai atât de multă încredere în certificatul ăsta și în acțiunea asta? Pentru că vreau o vaccinare în masă, forțată sau nu. Îmi pare rău pentru... Îl contrazic pe antevorbitorul meu. Spune că vrea vaccinare, vrea testare gratuită sau aproape gratuită sau așa. Dom'le, până te testezi tu să vezi dacă ai, ești pozitiv. Ai infectat 10 oameni, 15, 5, 3, 2. Haideți, dracu, să ne testăm. Pentru că să ne vaccinăm, scuze. Nu se poate, suntem la coada Europei. La un moment dat mă gândeam de ce România are atât de multe teste la îndemână. Iată de ce. Noi nu suntem în stare să le folosim. Nu știu de ce le avem. Habar nu am. Nu suntem în stare să le folosim.
e o dovadă de lipsă de educație, este o greșeală probabil și a guvernului, pe care eu personal îl susțin. Se pare că trebuie să făcute niște lucruri și un pic abrupte. Abrupte? Adică ce tu face? Ai vrea să... Abrupte în sensul că... E obligatoriu. Eu pot să accept mâine seară 50.000 de oameni în Piața Victoriei antivaccinare, să cadă guvernul, să punem un alt guvern, dar să ne vaccinăm, să fim o națiune sănătoasă, pentru că ne uităm pe rata de vaccinare anticovid din Europa. Suntem la coadă din toate punctele de vedere. Este anormal. Încă o dată. Este anormal ce se întâmplă. Încă o dată, pentru vaccinare obligatorie, așa cum o gândești tu, trebuie proiect de lege, cum trimite Cechia, Attila și guvernul în Parlament, pentru că v-am prezentat săptămâna trecută, cred, v-am prezentat o listă, o însăilare de acte legislative din România care, practic, da, nu îți permit să faci vaccinarea obligatorie. Cătălin, România, absolut de acord cu tine. Cineva care se va ocupa de acest proiect legislativ, un guvern sau un prim-ministru pe care încă o dată îl susțin, va pierde acum majoritatea, dar va fi următorul președinte al României. Nu se poate, trebuie să punem odată lucrurile în regulă. Nu suntem în măsură să comentăm atât de mult acest proiect. Să ne uităm la Europa, unde vrem să ajungem. La PIB-ul Franței, la PIB-ul Italiei, la PIB-ul Austriei, dar de Danemarca nu mai vorbesc. Acum poate ai un răspuns. Să ne uităm la nivelul lor de trai, să ne uităm la nivelul de educație, să ne uităm la profesori. Ai un răspuns și de ce nu suntem acolo. Îți mulțumesc, Adrian. Sunteți la România în direct. A venit Nelu. Salutare. Nelu? Alo? Salutare. De acord sau împotrivă? Alo. Bună ziua și te salut, domnul meu, din Timișoara vă sun. Nu sunt de acord. Ok. Și credeți-mă că nu sunt de acord cu certificatul verde din două motive. Nici guvernul, nici omul nu se preocupă de ei însuși. Și de ce spun asta? Pentru că COVID. Nu cred nici în COVID, deoarece nu se dă drumul la vaccinarea antigripală, sezonieră. Cum nu se dă drumul? Imediat începe și cu vaccinul ăla. Imediat începe și vaccinul ăla, că dacă s-o găsim pe aici prin preajmă, că de obicei în fiecare an e o problemă. Dar aici e mult, iartă-mă, Nelu, să spui că nu crezi în COVID. Sunt oameni care mor azi în spitale. 200 de oameni. Nu cred. Dar cum? Nu cred. Cum? Haideți să vă spun și de ce. L-am avut de două ori. L-am purtat pe picioare. Nu m-am apropiat de nimeni, m-am autoizolat. Păi cum nu crezi dacă l-ai avut, omule? Puțin așa. E o gripă mai severă. Domnule, pentru dumneata. Mai severă. Nelu, pentru dumneata. Pentru alții a fost foarte severă. A fost mortal de severă. Da, dumneavoastră, sunteți siguri că cei care au decedat și și-au bătut joc, cine și-au bătut joc de respectivii decedați, au fost doar cu COVID? Uitați-vă doar de tuberculoză. Dom'le, ori fi avut tuberculoză și dacă au luat COVID, i-a îngropat. Adică sunt o grămadă de oameni bolnavi în țara asta, cu o grămadă de boli. Dacă le mai vine și COVID-ul pe cap, bănuiesc că e și mai periculos, nu? Adică... Cum atunci, asta? Atunci, nu trebuie să-i protejăm pe cei care sunt mai slabi? Nu asta e esența societăților în care trăim? Esența societății și este într-adevăr. Trebuie să îi protejăm pe cei puțin mai slabi. Dar atâta timp când nu se dă drumul la anticripalul sezonier, atunci când se va vaccina toată lumea de gripa sezonieră, să vedeți cât va scădea deci, tu ești de acord să faci antigripal și nu vrei să faci vaccin de stalal de COVID? Nu. Foarte interesant. Dar de ce ai mai multă încredere în antigripal? Pentru că este gripa sezonieră. Este puțin mai Da, dar nu e aceeași tulpină. Adică înțelegi că nu e aceeași tulpină?
Adică un virus e dintr-o familie și ăla cu gripa e din altă familie? Adică pus, virus... Eu înțeleg, dar eu consider că este unul și același lucru. Uh-huh. Dacă se vaccinează toată lumea pentru antigripa, adică gripa lui de sezonier, atunci va fi... Foarte bine, credeți. Doamne, da, eu îi încurajez, eu m-am vaccinat și antigripal, adică... Iar pentru certificatul verde, să vorbim și pe partea cealaltă, da. Nu știu de ce să-mi pierd eu serviciu. Am o societate comercială, am 6 oameni la lucru, sunt angajați. De ce să-i dau afară? Care nu vor să se vaccineze. Să-și piardă serviciu, să n-aibă să plătească, nu știu, n-aibă bani să plătească facturile. Stai un pic, nu ești în situația aceea, că e doar pentru anumite grupuri, că bănuiesc că n-ai laborator medical, nu? Cu care e afacerea ta, nu? Păi da, certificatul verde este pentru anumite grupuri de persoane și în anumite condiții, adică nu știu ce afacere ai, dar nu știu dacă ți se aplică în mod direct, e vreun restaurant unde... Trebuie să primiți oameni? Este un fast food. Aha, ok. Ok, și nu i-ai îndemnat pe oamenii tăi să... I-am îndemnat să se vaccineze. Da. Dar și toată lumea. Dacă nu vor, îi dau afară. Cei care, pe care îi dau afară se vor... Dar, ia spune-mi, ne sunt din Timișoara, înțeleg că la Timișoara deja e un număr mare de cazuri, nu? Cum le cer clienților certificatul ăsta de vaccinare când intră la tine? Nu este închis, este tonetă. A, e tonetă, vinzi afară, am înțeles. Dar dacă ar fi cazul, ai cinstit, l-ai cere, că îl lăsa plec. Ca să nu-mi pierzi afacerea, da. Dar, vedeți-mă, cel care vine cu certificatul verde să-mi intre în restaurant, poate să fie infectat de 10 ori, nu de 10 ori, de 2 ori mai puternic decât cel care se testează de 3 ori pe săptămână. Aici te contrazic, dar îți mulțumesc pentru convorbire, te contrazic. De ce? Pentru că știința arată că poți să fii infectat, dar nu de 3 ori mai puternic, ci că, dimpotrivă, faci o formă mai ușoară. Deși, atenție, studiul pe care îl invocam mai devreme în revista Nature spune că la nivelul nasului unui vaccinat și la nivelul nasului unui nevaccinat, încărcătura virală ar fi cam de aceeași cantitate. Sali, salut! Ești la România în direct. Alo? E o doamnă. Salutare, bine ai venit. Salut, eu sunt Sali. Tot din Timișoara, vă sunt și eu. Vreau să vă spun așa un caz ipotetic. Certificat COVID ăsta prevăzut de lege înseamnă inclusiv test rapid de antigen. Un test rapid se poate face 50 de lei. Și atunci să spunem că eu fac un test din ăsta rapid vineri după masa și mă duc la o cârciumă, două, trei, mă duc și sâmbătă la mall, mă mai duc și seara în 3-4 cluburi, mă mai duc și duminică dimineața cu copilul prin parc. Și atunci, la ce folosește testul ăsta rapid? Da, eu l-aș face direct la intrare, unde ai treabă, sincer să spun. Adică eu acolo te-aș testa. N-aș umbla cu el și de acasă. Și mai e ceva, testul ăsta rapid antigen, nu știu ce rată de eroare, cred că e în funcție de test, dar oricum e din două cifre. Rata de eroare. Rata de eroare, adică poate să-ți dea fals negativ sau fals pozitiv. Da, asta poate ar fi mai bine să se treacă la PCR-uri, nu? Adică la vaccinare, PCR și dovadă de trecere prin boală. Bănuiesc. Eu cred că ar trebui să fie doar pentru vaccinați. Doar pentru vaccinați? Fără testare, fără testare, adică, cum să spun, sunt oameni care sunt în imposibilitatea de a se vaccina din cauza că au anumite boli autoimune și așa, am și eu prieteni. Ei stau acasă. Nu ies în cluburi, nu ies niciunde. De frică să se infecteze. Deci oamenii ăștia oricum stau acasă. Ei sunt niște cazuri speciale. Acolo, da, se poate face un caz special. Dar în rest, nu știu, de ce ai acceptat și test? Că nu e obligatoriu să iasă nimeni la afară pe terase, nu e obligatoriu să te duci niciunde.
Da, e adevărat asta. O să stai acasă, dar totuși e un drept, spune multă lume, pe care vrea să și-l exercite. Nu e obligatoriu, dar nici să interzici omului. Asta e teoria. Păi nu interzici, nu mânăși. O să faci, nu? Și să ieși în lume, împreună cu alți oameni. Dar nu știu, adică... Adică... Și chestia asta că vaccinarea nu este foarte... că te poți îmbolnăvi și vaccinat. Dar uite, când pleci de acasă, îți închizi ușa de la casă, nu? Nu poți să fie jefuit și cu ușa închisă. Uite, eu, de exemplu, am uitat de vreo 3 ori ușa deschisă când am plecat de acasă și nu m-a jefuit nimeni. De ce ne mai închidem ușile? Cam așa e retorica, știi? Ce comparație bună, excelentă, n-am mai auzit până acum. Sigur că da. Să fii și într-o situație și în alta. Deci înțeleg, Sali, că tu, de fapt, ai face vaccinarea obligatorie în momentul ăsta. Nu aș face vaccinarea obligatorie. Aș condiționa anumite activități de grup de vaccinare. Asta nu înseamnă că o fac obligatorie. Dar, tehnic, parcă acolo se ajunge, nu? Adică este exact ceea ce spuneam în urmă cu un an și jumătate, că viața te va împinge într-o anumită zonă când nu găsim soluții. Sali, îți mulțumesc tare mult! Aș vrea să-l aud pe Valentin astăzi de la certificatele de vaccinare. Am pornit, Valentin. Salut! Bună ziua! De acord sau împotrivă? Sunt împotrivă, pentru că din ce am văzut, presupun că nu mai e niciun secret. A văzut toată lumea filmulețul acela cu ministrul israelian de interne și ministrul israelian de sănătății, care vorbeau între ei fără să știe că se filmează. Și unul a spus celuilalt că nu are nicio valoare epidemiologică, nu îi aduce niciun beneficiu și este doar o măsură de coerciție pentru a-i presa pe nevaccinați. Certificatul. Au zis-o ei textual. Certificatul, da. Eu n-am văzut filmul acela, v-am văzut că este invocat acum de cineva pe Facebook. Sigur că e o măsură care să te îndrepte către o anumită zonă, pentru că, după cum citam mai devreme și studiile, și cei vaccinați pot face forme ale bolii. Sigur asta că... zic, că nu are nicio măsură epidemiologică, deci nu se face pentru boală, ci pentru control. În plus, Olanda, cu o rată de vaccinare de 85%, a introdus acum certificatul verde. Deci dacă nu era nu era condiția vaccinarea, ar fi trebuit să fie introdus mai devreme. Dar da, Austria... Și cu vaccinat și cu certificat, iar... Austria, Franța au introdus mult mai devreme. Dacă noi ne-am fi vaccinat, de exemplu, în ritmul Israelului și ajuns, poate să explice cineva situația în care se află Israelul acum? Logic. Da, există îmbolnăvire, destul de multă. Chiar mă uitam pe datele din Israel astăzi dimineață. Este clar și știut de toată lumea că varianta Delta penetrează vaccinarea dată de formele actuale de vaccinare, dar trebuie să te uiți pe toate coloanele. Știi câți morți au fost astăzi în România? Da, dar noi nu ne 208. Luăm după morți. Stai un pic. Noi ne luăm 20... după cazuri. 208. Știi noi câți ne luăm morți? După cazuri. Știți câți morți au fost astăzi în Israel? 9. Da, dar repet. Ei, noi ne luăm exact după cazuri. În această variantă, după cazuri. Dar una e să ai 10.000 de... Dar toate restricțiile se bazează pe cazuri. Iar cazurile, de exemplu, în OMS, pe 20 ianuarie, în secțiunea lor news de pe site, scriu așa, că testul este, trebuie dublat. Cei care fac testul, practicienii, trebuie să dubleze cu un alt tip de analiză, pentru că nu este precis. CDC-ul american, la fel, a anunțat că de la 1 ianuarie nu-l vor mai folosi. Și au comentat că nu reușește să facă diferența între gripă și COVID. Este da, pe site-ul te rog, nu amintiri. Nu introduc confuzie în oamenii care ascultă această emisiune. Nu, dar așa este. Deci, atenție, ascultă-mă, știu foarte bine subiectul, se referă la metodele inițiale de testare PCR pe care omenirea le avea la dispoziție acum un an și jumătate, pentru că între timp știința, tehnologia și oamenii care lucrează în aceste domenii au realizat 300 de modalități mai performante de testare a acestei boli. Atenție, e vorba de varianta numărul 1 a testelor PCR. Și asta și este recomandarea. Care proporția?
La proporția noi care proporția? De ce? Din testare. Majoritatea testărilor cu ce se face? Cu test PCR? Nu pot să-ți dau răspuns. Nu pot să-ți dau răspunsul pe loc la această întrebare. Eu, majoritatea testelor sunt pe RT-PCR. Iar dacă spuneți că CDC-ul nu va renunța la ele de la 1 ianuarie, cred că trebuie să revizuiți informația. Nu înțeleg ce trebuie să revizuiesc, adică am fost destul pentru de clar și nu înțeleg. Pentru că ei vor renunța la testul PCR nu. Din ianuarie 2022. La un tip de test PCR. Nu ne înțelegem asupra informației? Un tip de test PCR. Despre asta e vorba, nu la testele PCR care s-au îmbunătățit. Testul în sine relevă prezența virusului, nu și a bolii. A spus-o și domnul străinu Cercel. E ca și cum noastră beți alcool. Ficatul transformă în glucide. Și vă întâlniți cu un domn polițist care are un test care vă găsește glucidele din sânge și spune automat când noastră ați consumat alcool. Nu e normal. Ok. Da, deci o să continuăm. O să continuăm dezbaterea, resping tipul acesta de argument, revin la ceea ce n-ai vrut să asculți, și anume că în Israel la 3514 cazuri sunt 9 morți, în România la 7000 de cazuri câți erau ieri, sunt 208 morți. Poate ne uităm un pic la chestiunea asta. Cred că o să revenim la tema asta, poate e nevoie și de un specialist în studio în momentul acesta. Deocamdată, certificatele verzi intră în vigoare acolo unde se depășește 3 la mie. E soluția pe care o avem la îndemână, poate un pic prea târzie, din punctul meu de vedere. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.